sus, timpul s-a comprimat. Cred că este un video șocant pentru multe lume, dar a venit momentul să o facem și pe asta. De ce spun sus, timpul s-a comprimat? O să-ți răspund în acest video și ce sens are și ce legătură are cu tine, evident, și cu viața ta. Vreau să te întreb dacă ai fost cu avionul în ultimele 6 luni, să zicem. Dacă ai fost cu avionul, ai urmărit cumva cât timp ai făcut de la o destinație la alta? Sau poate n-ai urmărit asta, dar ai ajuns cumva mai devreme la destinație? Pe toată lumea pe care am întrebat-o, toți au spus da, am ajuns mai devreme, evident că nimeni nu știa exact cu cât. De unde vine această întrebare și ce legătură are, ce legătură imensă și majoră are cu viața ta în acest video? Sunt Ozana Giușcă, fondatorul mișcării Be You, Be Free. Este mișcarea despre a fi tu însuți cu adevărat ca să fii liber. Deci, sus, timpul s-a comprimat. Despre ce este vorba? Am fost săptămâna trecută speaker la o conferință în Bulgaria și am zburat cu avionul, evident, din Londra până în Bulgaria, până la Sofia. De obicei, cu avionul făceam cam 3 ore și jumătate din Londra până în București, dar Sofia fiind foarte aproape, mă gândesc că ar fi fost tot cam pe acolo. Cam cât timp crezi că am făcut de data asta? 2 ore și jumătate. Și la întors, tot 2 ore și jumătate am făcut, tot în loc de 3 ore și jumătate. Ce e foarte interesant este că în ziua în care eu m-am întors la Londra din Bulgaria, prietenul meu s-a dus în Turcia și a zburat din Londra la Istanbul. Și când a aterizat, mă sună: Ozana, 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 hai să-ți zic ceva. Zic, da, știu ce ai de spus, cu timpul, ai ajuns mai devreme. Zice, da! Evident că suntem amândoi pe aceeași lungime de undă și observăm lucrurile. Și foarte interesant este că el a făcut, de obicei, el mergea frecvent în Turcia cu avionul pentru business, de obicei făcea 4 ore și jumătate de la Londra la Istanbul. Iar de data asta a făcut 3 ore. Deci cu 1 oră și jumătate mai puțin. Practic așa undeva, un 20-25% s-a redus timpul. Și o să zici, bine, bine, și ce e asta, că se învârte planeta mai puțin sau mai încet sau mai repede sau... Nu cred că este despre viteza de rotație a planetei, ci eu cred că deja acolo sus, unde zboară avioanele, s-a intrat pe accelerare maximă. Cred că deja acolo suntem în dimensiunea a 4-a, 5-a, cum unii spun, diverse terminologii pe care unii le înțeleg, unii nu. Clar, este 100% deja că acolo sus timpul este mai rapid, comprimat. Iar această comprimare a timpului vine și pe planeta Pământ și vine foarte, foarte rapid. Și de ce este important pentru oricine? Pentru că percepția timpului se schimbă, pentru că ceea ce facem într-o zi deja se schimbă, pentru că totul este pe accelerat, pe repede înainte. Bună, Alice, și bună tuturor! Și întrebarea este cu rugămintea de a scrie în comentarii dacă ați zburat în ultimele 6 luni cu avionul și ați văzut cumva dacă ați ajuns mai devreme la destinație. Sau, mă rog, scrieți dacă ați ajuns mai târziu, scrieți și asta. Nu ne referim la întârzierea de plecare, ne referim strict la durata de timp a zborului efectiv. Ce ne spune acest lucru? Dacă ai urmărit filmul Inception cu Leonardo DiCaprio, care e pe Netflix, cred că e și în România, s-ar putea să aibă mai mult sens ceea ce spun eu. Dacă nu l-ai urmărit, îți sugerez să să-l urmărești, având în vedere această informație că acolo sus timpul este mai rapid, aici este un pic mai încet. În mod normal erau la fel. Nu vreau să-ți divulg din film, este despre vis în vis în vis și este foarte interesant dacă te uiți cu mintea deschisă la el și dacă te întrebi cum sau cât de mult din filmul respectiv
este realitatea trăită de noi oamenii astăzi pe Pământ. Întorcându-ne la viteza de, cu care totul se întâmplă acum, e clar că totul este din ce în ce mai accelerat și se vede cu ochiul liber, că din ce în ce mai multe descoperiri, de mai multe invenții, mai multe inovații, pur și simplu lucruri care mergeau în trecut nu mai merg. E clar că se schimbă și e clar că ceva este diferit și acest diferit este din ce în ce mai mare. Aici este important să înțelegi că vibrația planetei este alta, se schimbă, ne ducem cu toată planeta în către 4 de 5 de, mă rog, terminologii care poate n-au sens pentru mulți oameni, dar schimbându-se vibrația planetei, este nevoie să ne schimbăm și noi vibrația, pentru că noi suntem aici locuitori ai acestei planete într-un ecosistem. Altfel n-am putea să nu supraviețuim de unii singuri, suntem parte din tot aici pe planetă. Și vibrația planetei schimbându-se duce ca oamenii să se simtă din ce în ce mai mult cu presiune. Nu presiune în creier sau pe cap sau în corp, deși unii poate simt și asta, diverse activități care pun presiune sau întâmplări sau situații care pun presiune pe ei. Și anume, poate că oameni care au avut bani toată viața, acum dau din colț în colț sau li se întâmplă ceva, o provocare pe bani. Sunt mulți care se despart după relații care au funcționat ani de zile. Sunt mulți care pierd, ori li se fură bani, ori pierd pe cineva drag. Sunt mulți oameni care mor și care nu au făcut neapărat vaccin și nici nu au vârstă de a pleca. De ce? Pentru că nu pot face față vibrației, pentru că nu sunt aliniați la vibrația planetei. Dacă ți se întâmplă să fii provocat, să dea universul cu tine de toate cele, să te simți ca în mașina de spălat rufe, că te învârte așa pe toate părțile, bucură-te! Bucură-te pentru că este șutul în fund de care ai nevoie să te trezești, să te uiți altfel la viață, la tine, să înțelegi lucrurile altfel, să faci schimbări, transformări în interiorul tău ca să poți să progresezi și să poți să te realiniezi cu vibrația planetei. Dacă deja suferi foarte, foarte mult, puneți întrebări. Puneți întrebări ce nu vrei să accepti în viața asta, ce nu vrei să vezi, ce nu vrei să auzi, de ce nu vrei să schimbi, de ce nu accepti noul, de ce nu accepti transformarea, de ce nu accepti progresul, ce te ține legat de trecut, ce te ține legat de confortul pe care l-ai avut, că poate acum l-ai sau nu. Sunt întrebări foarte pertinente care te pot ajuta să înțelegi anumite lucruri de tine, despre tine, care te țin pe loc și pe care ai nevoie să le transformi. Și poate că până acum este simplu de spus, dar ok, cum faci? De aceea ai nevoie să înțelegi mai mult. Noi am făcut împreună cu Anișoara deja 4 sesiuni pe noua viață. Pentru că noua viață, e clar, e viața, e viața de după pandemie, e viața care deja a început în noua dimensiune, în noul mod de a se trăi pe planetă. Explicăm foarte mult în aceste sesiuni, ai link la ele în acest video și este gratuit totul, doar să vrei să înțelegi, doar să vrei să accesezi aceste informații. Sau dacă te simți blocat din toate punctele de vedere sau dintr-un punct de vedere sau ceva nu ți iese sau te-ai tot chinuit de ani de zile și tot nu reușești, poate a venit momentul să experimentezi o sesiune privată cu mine în care identificăm cauza blocajului, cauza care te ține pe loc, care te ține acolo unde nu-ți place, care îți dă ceva ce nu-ți place și evident o și rezolvăm, într-o sesiune se poate rezolva. Vestea bună cu această viteză mult mai mare și cu compresarea timpului sau condensarea, comprimarea timpului, nu știu cum să-i zic, este că și transformarea se poate face mult mai rapid. Și dacă ai încercat până acum diverse tactici, tehnici, dacă ai fost la cursuri, la retreat-uri, la psiholog, la terapeut, la etică, și n-au funcționat sau n-ai ieșit din zona de chinuială și de încă să te lupți, încă să nu-ți placă, atunci este momentul să înțelegi
că acum, cu această evoluție, au venit și tehnici, metode mult, mult, mult mai rapide. Noi avem în BUB Free astfel de tehnici, mult mai rapide, nu una, ci mai multe, care ne-au fost date, oferite de divinitate, aș putea spune, pur și simplu să putem să facem magie, să putem să inspirăm, să putem să ajutăm, să putem să susținem, să putem să transformăm viețile oamenilor către o viață mult mai frumoasă. Și știu că mulți zic, cum viață mult mai frumoasă cu câte se întâmplă în jurul meu, cu toate nebuniile astea care sunt. Nebuniile astea sunt tocmai ca să te scoată din zona de confort și să te împingă să cauți altceva, să încerci tehnici noi sau să găsești tehnici noi. Dacă urmărești acest video, ți-am spus, avem multe tehnici noi cu care lucrăm deja, tehnici care au apărut după 2020, după pandemie și care pur și simplu nu existau înainte. Tocmai pentru că vibrația planetei crescând, vin și aceste instrumente, metode noi și în ajutorul nostru ca să ne ducem acolo la trezire, la progres, la evoluție mult mai ușor. Și aș vrea să te întreb, cum ți-ar place, sau plăcea, niciodată nu știu cum să zic, cu calumea, să manifesti cu ușurință, cu grație, bucurie și ușurință, ceea ce îți dorești? Cum ți-ar plăcea, sau place, să îți îndeplinești obiectivele cu grație, bucurie și ușurință? Mulțumesc celor care îmi dau inimioarele. Majoritatea oamenilor vor spune, oh, ce frumos, ar fi minunat, ar fi viața extraordinară, dar nu se poate, e imposibil. Și ai dreptate, dacă gândești așa, ai dreptate. Este imposibil cu instrumentele pe care le-ai folosit până acum. Că dacă n-ai obținut deja grație, bucurie și urință, e clar că n-ai folosit instrumentele potrivite. Dar vestea bună este că ai alte instrumente doar să vrei. Ți-am spus, ai link-uri la sesiune cu mine care costă bani și ai link și la sesiuni gratuite. Sunt 4 sesiuni gratuite pe care le-am ținut cu Anișora și în care poți să începi să deschizi ochii și să înțelegi cum se trăiește în noua viață și cum să te raportezi tu la noua viață. Doar să vrei. Alegerea este doar a ta. Deci, te rog să scrii în comentarii cum se vede de la tine acest nou timp compresat, condensat. Și dacă ai călătorit cu avionul, dacă ai ajuns mai devreme sau, mă rog, ai făcut mai puțin timp în zbor sau mai mult sau cât timp ai făcut pe ruta pe care ai fost tu. Îți mulțumesc că ai urmărit acest video, s-ar putea să te șocheze, s-ar putea să zică unii că sunt nebună, s-ar putea să zică că sunt capul nori și au dreptate, pentru ei sunt nebună pentru că nu vor să înțeleagă, să se deschidă către aceste noi informații, noi moduri de, sau nou mod de a trăi viața, fiecare cum e, pe unde e, nicio problemă, dar să ții minte acest video și acest mesaj atunci când vei începe să vezi, să auzi din mai multe locuri că avioanele circulă mai repede acolo sus, pentru că atunci poate va veni momentul pentru tine să faci un click și să începi să cauți și să găsești aceste metode, instrumente cu care să-ți transformi viața și cu care să evoluezi rapid ca să ajungi să trăiești viața cu grație, bucurie și ușurință. Îți mulțumesc că ai urmărit acest video. Dacă te-am incitat cu ceva, scrie-mi, te rog, în comentarii. Mulțumesc pentru inimioare, cine mi le dă, le primesc, le primesc cu bucurie. Dați un share dacă vi se pare interesant, abonați-vă la canalul meu de YouTube, la pagina mea de Facebook și împărtășiți aceste informații dacă vreți să-i ajutați și pe alții să înțeleagă ce se întâmplă în această lume nebună și cum să faci să fie mai ușor pentru tine. Îți doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere!